Eu am o problemă aici cu domnul Tâlvăr să ne explice de ce s-au luat de la Ministerul Apărării necheltuite în decembrie anul trecut 7 miliarde de lei și s-au pus în fondul de rezervă să fie distribuite unde a avut chef Marcel Ciolacu din PIX. Pentru că cele 7 miliarde de lei necheltuite, sumă recunoscută oficial într-o comisie a Parlamentului în decembrie de Ministrul Apărării, înseamnă cu atât mai puține dotări pentru o armată, înseamnă o armată care este într-o stare mai proastă și mai ales în timpurile pe care le trăim, așa ceva este inacceptabil și cred că ar trebui să răspundă foarte serios la această întrebare.